Evenimentul s-a desfășurat în holul de onoare al Castelului Peleș cu ocazia Zilei Regalității, în prezența a 10 de invitați apropiați casei regale. Pentru perseverența și generozitatea cu care subliniază în activitatea sa importanța coroanei la consolidarea României. În primul rând e emoționant, da? Și în al doilea rând se poate rezuma în două cuvinte. Servesc patria. Și eu cred în ceea ce spun. Un moment important pentru mine, asta sunt fericit, sunt bucuros pentru că am meritat toate sacrificiile care le-am făcut în viață și bineînțeles că în momentul de față mă simt și mai onorat, și mai responsabil, și mai multă ambiție ca să merg în continuare și să muncesc în continuare, să dau tot ce am eu mai bun pentru fotbal, pentru copii. Foarte greu, mi-am stăpânit emoția, mai ceva decât pe scenă. Este acest imn, această muzică, care este atât de optimistă. Cu aceeași ocazie, reprezentanții Casei Regale au primit în numele maestății sale de la reprezentanții editurii volumul Avioanele Regelui, tipărit într-o ediție limitată de 92 de exemplare, cu ocazia împlinirii de către rege a vârstei de 92 de ani.